Bună! Sunt botezatul Romeo și astăzi vă felicit pentru toți cei care sunteți alături de mine și începeți aceste lecții despre legile Kybalionului sau cum mai sunt cunoscute legile universale ale creației, legile succesului, și așa mai departe. Au foarte multe denumiri. Pentru astăzi, eu m-am gândit să încep cu prima lecție intitulată Totul. Am fragmentat pe mai multe bucăți pentru a putea fi înțelese foarte bine aceste legi. Deoarece persoanele care le înțeleg, le integrează în viața lor, în structurile lor, pot beneficia de beneficiile lor, atât pe plan financiar, pe plan social, în relații, profesional, pe plan familial. Fiecare poate aplica aceste legi acolo unde dorește. Dar în momentul în care ajungi să le cunoști, să le integrezi, te vei folosi de ele peste tot. Asta înseamnă în toată viața ta. Folosindu-te de și aplicând aceste legi ale succesului sau legile Kybalionului, tu ca om te schimbi, devii un alt fel de om, un om mai bun, un om a cărui viziune este total diferită de cea care era până în momentul în care să cunoască legile. Da? Deci să începem. Deci astăzi discutăm despre tot. Dincolo de universul timpului și al spațiului se ascunde mereu realitatea substanțială. Da? Deci, dincolo de univers și timp, există o realitate substanțială. Ce este substanța? Această realitate substanțială. Ce este substanța aceasta? El este o esență, o energie care există, este reală și o putem simți unii dincolo de ceea ce vedem, de ceea ce suntem noi. Asta, acum, ce este realitatea? Realitatea suntem noi. Este o stare a unui lucru real. Creonul acesta este real. Da? Deci el este real. Pixul este real. Eu sunt real pentru că mă puteți vedea, mă puteți auzi. Sunt din carne și sânge. Deci eu sunt real. Dar în spatele creionului, în spatele meu, ca ființă, ce este? Este această substanță, această energie. Da? Există, dincolo de ceea ce vedem eu, voi, există o realitate diferită. Este o realitate a acestei energii, o realitate a acestei substanțe. Aceasta este legea. Așa funcționează legea. Eu, voi, trăim în lumea aceasta materială și vedem lucrurile cu ajutorul ochilor, le auzim cu ajutorul urechilor, le simțim cu nasul, le pipăim. Da? Vedem cum, de exemplu, iarba crește. Primăvara începe să iasă.
copacii încep să înflorească. Toată natura are un ciclu. Iar acest ciclu intră în legea ritmului. Lege despre care o să discutăm mai târziu. Acest ciclu înseamnă naștere, viață și moarte. Acest ciclu îl putem vedea peste tot în jurul nostru. Da? Chiar și creionul acesta are un ciclu al lui. A luat naștere, l-a creat cineva și o să învățăm să, mai târziu să vedem cum a luat naștere un creion. Da? Deci acest creion a luat naștere, eu o să-l tot ascut până ajunge să nu mai existe, deci să moară. Deci și creionul are un ciclu. Noi oamenii avem și noi un ciclu pe care toți îl știm de altfel. Da? Bun. Dar acest ciclu are în spatele ei un secret. Un secret ținut de această substanță, de această energie. Această substanță despre care tot vorbesc eu, de-a lungul istoriei a avut diferite denumiri. Denumiri începând de la zei, energie primordială, energie universală, energia vieții, Dumnezeu. Diferite denumiri. Eu în acest curs o să-l numesc tot. Tot. Da? Îl numesc tot pentru că nu doresc să-i dau conotații religioase, filosofice, teologice sau metafizice. Vreau să-l scot din toate aceste forme. Și să înțelegeți, o să înțelegeți de ce. Vreau ca voi să lăsați la o parte toată cunoașterea voastră de până acum și să începeți să înțelegeți legile acestea așa cum vi le explic eu, după care să le aplicați voi, să vedeți cum funcționează la voi. Dar este nevoie să lăsați bagajul de cunoștințe acumulat de-a lungul vieții până în acest moment. Posibil să vă dați seama că le-ați folosit sau că le folosiți în viața voastră multe din aceste legi. Ceea ce este foarte, foarte bine. Da? Dar în momentul în care o să le învățăm, o să vă dați seama dacă le aplicați deja în viața voastră sau le-ați aplicat în trecut, iar dacă nu, acționați și începeți să lucrați cu ele. Dar să revenim la acest tot. Pentru a înțelege ce este acest tot, da? Să încercăm să-i dăm, nu o definiție, nu pot să o numesc definiție, o explicație mai pe larg. Pentru a ne face o părere în mintea noastră a ce înseamnă acest tot. 1. Totul trebuie să fie tot. Nimic nu există în afara lui. Da? 2. Totul este infinit. Nimic nu-l poate restrânge. El este etern, nu are timp și spațiu.
Gândiți-vă că aș spune acum eu în timpul cunoscut de mine, am oprit această energie sau acest tot pentru o secundă. Putem face acest lucru? Putem, de exemplu, să ne așezăm noi în mijlocul Dunării și să spun, opresc pentru o secundă cursul Dunării. Se poate? Poți să oprești cursul Dunării tu? Să te opui acelui curs al apei, mai ales să fie și una, de exemplu, învolburată. Nu poți. Da? 3. Totul este neschimbător, permanent, constant. Așa cum am vorbit, am spus mai devreme, nimeni nu poate aduce modificări în el, în el, în tot. Niciun fel de modificare. Pentru că el nu poate deveni mai mare, mai mic, mai frumos, mai urât, mai gras, mai slab, mai imens, mai nesfârșit sau mai mic, mai infim. El este tot. Totul este infinit, absolut, etern și neschimbător. Mai repet o dată. Totul este infinit, absolut, etern, neschimbător. Și acum în minte îmi apare, dacă tot este infinit, absolut, etern, neschimbător. Acel lucru finit despre care am discutat până acum, schimbător, efemer și condiționat, ce este? Ce este lucrul finit, invers, schimbător, efemer și condiționat? Gândul îmi zboară la noi oamenii. Și aceste lucruri le putem vedea des la mulți semeni de-ai noștri, că sunt finiți, sunt limitați, sunt schimbători, foarte schimbători. De la o oră la alta, de la o zi la alta, suntem efemeri. Avem o perioadă, un ciclu al ritmului nostru de viață. Gândurile noastre sunt efemere. Nu sunt creatoare. Nu știm să creăm gânduri creatoare. Avem doar gânduri efemere. Și suntem condiționați. Mulți suntem condiționați. De ce suntem condiționați? De părinți, frați, prieteni, școală, societate și așa mai departe. Ne place să ne condiționăm, să intrăm în tot felul de programe de condiționare. Fie intrăm inconștient, fie intrăm în ele conștient, fiindu-ne frică de ceva. Da? În ce realitate sunt aceste lucruri finite? Până la urmă. Aceste lucruri finite, în ce realitate se află? În realitatea noastră, aici pe pământ? Dar oare noi, în realitatea aceasta pe pământ,
făcând parte din acest tot. Suntem finiți, schimbători, efemeri și condiționați. Cine ne limitează, ne condiționează și așa mai departe? Cine o face? Totul nu are aceste calități. El este infinit, absolut, etern și neschimbător. Noi suntem materie. Noi oamenii, creația aceasta noastră, este materie. Dar această materie trăiește în trei planuri. Și despre aceste trei planuri o să discutăm și mai târziu. Da? Deci noi oamenii trăim în trei planuri. În primul plan, planul fizic. Suntem în plan mental. 2. Și al treilea plan este planul spiritual. În planul material, în planul acesta al materiei, trăim cea mai mare parte a clipelor noastre. Dar materia aceasta, pe care toți o simțim, poate manifesta singură viață? V-ați întrebat vreodată, carnea aceasta poate manifesta singură viață? Copacul poate manifesta singură viață? Pisica? Animalele vii și nevii? Iarba? Poate manifesta singură ca materie viața? Dacă nu v-ați întrebat, întrebați-vă. Dar pe lângă viață, materia mai poate manifesta și altceva, adică mai poate manifesta, de exemplu, inteligență. Cât de inteligent este creion? Cât de inteligent sunt eu? Vedeți diferența? Da? O să vedeți diferența. Lemnul poate manifesta inteligență? O anumită informație inteligentă are în el, dar nu se compară cu inteligența omului. Da? Și cu viața omului. Bun. După cum știți, conform noilor descoperiri științifice, materia s-a demonstrat, conform măsurătorilor, că este energie. Și că este o energie care vibrează pe o frecvență foarte joasă. Iar în această vibrație a ei, ai impresia că stă pe loc, că nu se mișcă. Dar ea se mișcă. Există o continuă mișcare, dar este atât de lentă încât ai impresia că stă. Dar noi știm, datorită legii ritmului, această energie merge. Această energie se rotește. Da? Bun. Acum, această energie care este materie face parte dintr-o substanță sau o energie mult mai mare care înconjură această
energie de joasă frecvență și pe care noi o numim tot. Deci energia aceasta, materia, trăiește, să vă imaginați ca o sferă, trăiește în această sferă a lui tot, care este acea energie primordială. Da? Bun. Acea energie primordială vine în materie cu informație și inteligență. Și în momentul în care vine în materie cu informație și inteligență, apare viața pe care o știm noi, viața inteligentă. Și intră în, de exemplu, să luăm oamenii, intră în corpul nostru într-un mod foarte sublim, să-l numesc așa. E această informație inteligentă, plină de viață, intră în noi prin spirit. Deci materia noastră are în interiorul ei un spirit. Un spirit care are capacitatea de a se conecta la tot, acel tot despre care am spus că este infinit, absolut, etern și neschimbător. Și primește informația în corpul nostru, deci în spiritul nostru, precum că noi suntem infiniți, absoluți, eterni și neschimbători. Da? Dar mai apare planul mental care, în momentul în care nu este conectat la spirit, ne duce în acel plan în care suntem finiți, schimbători, efemeri, condiționați. Ați înțeles? Noi oamenii avem un spirit în interiorul nostru, spirit care ne conectează cu totul și care ne arată esența noastră, ceea ce suntem de fapt. Da? Bun. Atât pentru astăzi. Data viitoare, în următorul video, următoarea lecție, vom vorbi despre universul mental. Trecem de la spirit la minte. Da? Și vedem cum putem transforma aceste energii prin care să ne dăm seama și să ne conectăm la vibrația lui tot și să rămânem acolo, sus. Da? Bun. Această lecție va fi disponibilă pe Facebook 24 de ore. După 24 de ore se va șterge și o veți putea viziona pe site-ul meu romeobotezatu.ro timp de 48 de ore. După 48 de ore ea va fi parolată, iar persoanele care doresc să o aibă această lecție pe viață, să-i spunem, sau atât cât doresc ele să o poată învăța, da? Să aibă acces nelimitat la ele, o pot cumpăra la un preț special, preț special pe care eu l-am făcut pentru cei care sunt în grupul Arta Terapiei Psi. Deci este un preț pentru cei care sunt în acest grup.
Mulțumesc, o zi cu spor, ne vedem data viitoare.